Dacă o să vedeți că nu mă pot opri, bate cu piciorul în masă. Cum ai trebuit? Până aceste lucruri schimbi, cât de ușor pot fi dat de uitări. Căutăm ceva mai frumos și mai scump decât baștina și casa părintească. Salutare tuturor! Astăzi alături de mine este domnul Tudor Zbârnea. Bună ziua și bine ați venit la noi. Mulțumim pentru invitație. Mulțumim și noi că ați acceptat. Vorbim, evident, despre patrimoniul cultural. Vreau să vă întreb pe dumneavoastră, ce semnifică patrimoniul cultural pentru dumneavoastră? Patrimoniul cultural înseamnă tot ce a creat și a gândit o comunitate umană și, de fapt, ceea ce se moștenește și se transmite din generație în generație. Sigur, patrimoniul cultural include mai multe categorii. În primul rând, cele două specifice. O categorie este patrimoniul material și cealaltă imaterial. Și patrimoniul material iarăși are două categorii, mobil și imobil. Muzeii, din cazul nostru, dețin bunuri de patrimoniu mobil, pornind de la artefacte arheologice, pictură, sculptură, carte, etc. Deci sunt ceea ce vedem noi în muzee. Voiam să vă întreb dacă obiectele de artă fac parte din patrimoniul cultural, de exemplu, picturile, sculpturile, adică ceea ce ați menționat și dumneavoastră, și dacă asta se referă la toate picturile sau există anumite categorii sau mai degrabă după ce principii putem numi o pictură că face parte din patrimoniul cultural? Da, sigur, nu fiecare bun este pasibil de clasare. Există și vârsta și perioada în care a fost creată și raritatea bunurilor. Dar de aceea și există modul de gestiune și de înregistrare a patrimoniului cultural. Există cele două categorii de tezaur și fond. Deci în tezaur intră bunurile culturale care au semnătate nu doar națională, dar și universală, și aici, în baza unor expertize pe care le realizează experții acreditați, aceste bunuri intră într-o categorie sau în alta. Și asta se produce cu orice bun cultural. Muzeile sunt cele care îl conservează în primul rând, îl restaurează în cazul în care sunt anumite probleme cu starea de conservare și îl pun în valoare și atât pentru vizitare și pentru învățare, dar și pentru cercetare. Și bunurile culturale clasate deja au un regim de păstrare și valorificare impus prin anumite norme specifice patrimoniului cultural. Voiam să vă întreb aici, ați menționat restaurarea, de exemplu, dacă vorbim despre patrimoniul cultural construit, la capitolul restaurare stăm puțin mai prost și restauratori avem mai puțini. Voiam să vă întreb care este situația în cazul patrimoniului cultural material. Mobil. Mobil, da, exact. De exemplu, picturile, restauratorii de picturi. Da, la ora actuală, sigur, aș putea spune că în Moldova cele mai bune condiții de restaurare și conservare sunt la Muzeul Național de Artă al Moldovei.
atât prin efortul care s-a făcut în ultimii ani pentru a asigura condiții de conservare a patrimoniului, dar și de-a lungul anilor a fost crescută, învățată și pregătită la cel mai înalt nivel o echipă de restauratori care lucrează constant, pentru că laboratoarele de restaurare sunt ca și spitalele în cazul oamenilor. Deci orice bun este urmărit, are o fișă de conservare, o fișă de sănătate și o fișă de restaurare în procesul în care sunt supuse anumitor intervenții. Sigur, este incomparabilă situația patrimoniului construit față de cel pe care îl dețin muzeele, pentru că problema de fapt de fond a restaurărilor a restaurării patrimoniului construit este faptul că în ultimii 30 de ani nu s-a investit foarte mult în acest domeniu, pentru că și lucrările de conservare și restaurare a monumentelor istorice a intrat într-un sector de finanțare al capitolului investiții capitale, ori în perioade mai dificile din punct de vedere economic se sistează anumite sectoare de investiții capitale, și atunci, având în acest teritoriu și restaurarea monumentelor, sigur statul pierde foarte mult, pentru că un monument nerestaurat astăzi, peste 20 de ani, el fie că dispare, fie că investițiile se înzecesc. Și o altă problemă care atrage după sine aceste lipse de fonduri este și lipsa specialiștilor, pentru că specialiștii în domeniul restaurărilor se formează pe șantier, nu în altă parte, și din cauza lipsei acestor șantiere, sigur, am ajuns într-o situație precară cu restaurarea monumentelor istorice. Deocamdată în sectorul muzeal, sigur, avem o situație mai mult sau mai puțin normală, care decurge într-un ritm așa cum cer normele de conservare, dar ne vom confrunta, cred, în următorii peste 10 ani, dacă așa se vor configura lucrurile în acest domeniu, vom rămâne fără restauratori, pentru că Moldova nu pregătește restauratori. A fost o tentativă de pregătire a restauratorilor pentru bunuri culturale mobile la Academie, din păcate nu a dat rezultate, au fost 3 promoții, din care a rămas un singur restaurator care lucrează la noi. Restauratori pregătiți în laboratoarele muzeului, instruiți în laboratoare, instruiți și la catedrele de la Academie, însă nu a avut nicio finalitate, în primul rând datorită salariilor mici pe care nu-i pot întreține. Statul nu poate asigura un salariu decent pentru restaurator, și atunci, sigur, ei se reprofilează pe alte domenii. Este o problemă. De exemplu, pentru pictura murală, noi avem o singură biserică cu o pictură de secolul XVIII, și la Căușeni, această biserică se află în gestiunea Muzeului Național de Artă datorită valorii acelei picturi murale, și pe șantier lucrează și câțiva restauratori din Republica Moldova, pentru că specialiști noi nu avem și restauratorii de bază sunt din România, și atunci acest șantier de restaurare a devenit și o școală pentru cei câțiva restauratori locali. În acest sens, încercăm să ne îngrijim pe perioadă, cel puțin pe o perioadă de mediu, dar și lung, eventual în dependență de condițiile inclusiv de trai din Republica Moldova, pentru că nu este un secret că tinerii caută totuși
un loc mai bun, caută perspective de viitor și atunci mulți dintre ei nu suntem siguri că vor rămâne să profeseze aici în acest spațiu. Vreau să revenim un pic la Muzeul de Artă. Vorbeam despre patrimoniul construit. Noi cumva știm cu toții că clădirea, una din clădiri în care se află astăzi Muzeul de Artă, e un obiect foarte important în patrimoniul atât al Chișinăului cât și al Republicii Moldova. Și voiam să vă întreb cum a început sau tot procesul ăsta de restaurare, dar și transformarea muzeului într-un loc, aș spune eu, mai popular. A început cu greu, sigur. Am avut anumite ambiții ca să transformăm acest sediu central al muzeului într-o instituție în care lumea să dorească să se afle cât mai mult. Și noi am început într-o perioadă în care nimic nu se restaura și nici fonduri nu se alocau, fiind conștienți că nimeni nu credea că se va putea face ceva. Așa am început de la un proiect aproape neachitat, pentru că nu existau fonduri pentru proiectare, dar am avut și o colaborare cu un arhitect foarte cunoscut și cred că este, nu voi leza alte capacități, însă arhitectul Gheorghe Bulat este unul dintre cei mai bine instruiți și cu o pregătire și cu o experiență foarte extinsă, pentru că a lucrat și pentru România, dar și aici în special. Este autorul proiectului de restaurare și reconstrucție a complexului catedralei. Și așa, încet, încet am mers foarte greu. Când am văzut că nu mai avem răbdare, am apelat la Ministerul Culturii, pe atunci doamna ministru Babuc, am solicitat să vină prim-ministru, prim-ministru a solicitat ajutoare. Și datorită acelui grant despre care toată lumea cunoaște, 1 milion de euro pe care ne l-a acordat Guvernul României, am reușit de fapt să facem în 10 luni atâta cât făcusem în aproape 13 ani din fonduri bugetare. Așa ori altfel am reușit prima jumătate a sediului, după care am putut convinge autoritățile că trebuie să încheiem și a doua parte a imobilului, pentru că unii au socotit că muzeul este în ordine, nu mai trebuie făcut nimic. Iar în următorii mai puțin de 2 ani jumate am restaurat și a doua parte. Sigur, acum muzeul este unul dintre cele mai vizitate și asta ne bucură. Ne bucură foarte mult că avem mulți copii, lucrăm cu programe de educație muzeală, încercăm să atragem cât mai mult tineret și numărul de vizitatori este incomparabil de mare la sigur mare. Este prea mult spus, dar pentru da, noi nu ne putem compara cu muzeele mari, mastodonți ca Louvre, Hermitage sau Muzeul din Prado, dar comparând cu cele 8.000 de vizitatori pe care am găsit la venirea mea la muzeu, acum avem în primele luni, 9 luni a anului curent, peste 68.000. Deci numărul de vizitatori a crescut, în același timp și veniturile, deși biletele sunt ieftine, dar totuși sunt niște încasări care sunt și ele semnificative pentru muzeu. Este un muzeu în care cei din străinătate, în special, spun că se simt foarte bine și îl văd ca pe un contrast în mediul nostru urban în general și asta ne bucură și cred că asta ar trebui să devină un model pentru alte edificii care pot fi și trebuie să fie adus în aceeași formă de restaurare și conservare. Cum ați reușit totuși să promovați muzeul, pentru că
Să fim sinceri, oamenii nu prea merg la muzee în cazul nostru și totuși probabil că ar trebui o strategie de marketing, să zic așa, mai modern, pentru ca oamenii să vină, să meargă. Da, noi încercăm să facem marketing, deși în muzee, și nu numai la noi, în Moldova, în general, promovarea valorilor culturale prin expoziții, prin alte manifestări, se confundă cu marketingul. Deocamdată nu putem vorbi despre un marketing făcut la nivel sporit, așa, după anumite criterii și condiții, pentru că nu există nici manuale exact pentru muzee. Toată lumea încearcă să facă și să improvizeze așa din mers și să atragă fonduri și să atragă vizitatori, să atragă interesul cât mai larg. Sigur, am început cu mulți ani în urmă să venim către interferența artelor, literatură, dans, muzică, serile muzeale pe care le avem la muzeu, alte manifestări absolut deschise către public, care au adus un număr mai mare de vizitatori și a sporit interes, pentru că vine o altă categorie de public care descoperă în muzeu lucruri despre care nu a știut și atunci și invită prietenii, familia și în felul ăsta se lărgește cercul de interes. Eu am vrut să menționez de fapt, când am spus despre străini, cred că ar trebui să menționăm și faptul că vin foarte mulți tineri plecați care au slujbe serioase în străinătate, sunt bine situați ori în domeniul IT, ori bănci sau alte servicii, educație sau alte servicii care le prestează în străinătate, revenind acasă, găsesc un spațiu în care se simt la fel de confortabil ca și la Londra, la Berlin, la Roma sau alte părți și acest fapt ne bucură și sigur dacă putem contribui măcar un pic la confortul oamenilor de aici, în special al tinerilor, ca să nu părăsească orașul, să nu părăsească Republica Moldova, asta pe noi ne-ar bucura foarte mult. Și faptul că cei care revin găsesc un spațiu despre care au știut și au gândit că este într-o altă stare și îl găsesc în starea în care este, asta le aduce bucurie și într-un fel și o anumită stare de confort și care contribuie la valoarea noastră, la demnitatea noastră în general. Voiam să vă întreb ce planuri mai aveți sau obiective în viitorul apropiat? Noi avem în plan să restaurăm anexele care fac parte integrantă din complexul Dadiani, dar și cele două edificii din Ștefan cel Mare, două vile pe care le deține muzeul. Suntem în a doua etapă de licitare a concursului lucrărilor de restaurare. Din păcate, deși concursul este internațional în acest an, nu am avut oferte pentru executarea lucrărilor și asta cred că în primul rând poate fi pus pe seama lipsei de specialiști aici, dar și în alte părți, probabil un factor important nu trebuie trecut cu vederea, războiul care este în vecinătatea noastră, tot exact.
îi determină pe specialiști, pe constructori să fie rezervați. Aceasta aduce și instabilitate economică și nu suntem siguri că vom reuși în acest an să avem identificat un antreprenor solid, așa cum l-am avut în faza în care am spus în mai puțin de 2 ani jumate, noi am terminat o jumătate din sediul Dadiane. În anul viitor avem probleme cu proiectul de restaurare din Ștefan cel Mare. În anul viitor cred că va trebui în cel din urmă, în baza ultimii ședințe a Consiliului Național al Monumentelor Istorice, cred că va trebui să refacem proiectul de restaurare care este învechit din 2009. Și asta va mai dura cel puțin un an de zile realizarea documentației de proiectare și în următorul an nu este posibil ca acolo să se intre cu șantier. Din cu aceea este absolut real, dar să vedem în următoarele luni ce se întâmplă. Da. Din păcate, în perioade ca astea, probabil că lucruri așa cum este patrimoniul cultural, în special cel construit, cumva nu îi se acordă prioritate în astfel de timpuri. Eu sper că nu. Într-un fel, în ultimii ani, vreau să vă spun că și politica la Ministerul Culturii, sau și pe atunci când cultura era împreună cu educația, s-au schimbat oarecum prioritățile și modul de finanțare a acestor procese de restaurare și acesta este un lucru excepțional pentru că au regândit politica de concentrare a fondurilor pe câteva obiective și aceasta însemnează că un monument istoric este restaurat cap-coadă, nu se investește lent la 7 obiective și niciunul nu ajunge să intre în beneficiul comunității. Aceasta este un pas bun și alocările care totuși sunt incomparabile cu cele de acum 10 ani. Care este părerea dumneavoastră în general față de situația muzeelor din Republica Moldova? Adică și din Chișinău în special, nu știu, poate este o întrebare mai provocatoare, dar aș vrea să aud și părerea dumneavoastră. Ce este bine, este bine că oamenii, comunitățile din diverse localități încearcă să-și formeze colecții, să deschidă muzei, pentru că avem totuși în Moldova 129 de muzee și este mult sau puțin, trebuie de văzut. Nu, eu nu cred că este mult. Sigur, goana asta de a deschide muzee, uneori sunt tentative de a prezenta lucruri absolut minore, pentru că un muzeu trebuie să dispună de anumite condiții, în primul rând, sediu, condiții de conservare, condiții de restaurare, cercetare, gestiune, lucruri pe care noi le impunem prin Comisia Națională a Muzeilor și Colecțiilor. Sunt muzeile acum parcurg un proces de acreditare, fiecare muzeu trece o acreditare, o parte dintre ele au și fost acreditate. Dacă ne referim la cele 7 muzee aflate în subordinea Ministerului Culturii, sigur, unele funcționează în condiții mai mult sau mai puțin bune, altele cu anumite dificultăți, dar vorbim despre cele 3 muzee, Muzeul Național de Artă, Muzeul Național de Istorie și Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală, eu cred că sunt aproape de a fi modele pentru cele din raioane sau din satele noastre, pentru că aceasta ne și face să-i instruim. Iată, în data de 24-25, Ministerul Culturii organizează seminare pentru care
unde pot fi pregătiți muzeografii din teren. Deci este o anumită activitate care vine să pună în ordine toate instituțiile muzeale care sunt în Republica Moldova. Acum depinde și de mai mulți factori. În primul rând de capacitățile financiare, care nu tot timpul sunt pe măsura dorinților și necesităților instituțiilor. Dar eu cred că nu trebuie să ne deplângem soarta, trebuie să facem eforturi permanente. Nu putem aștepta, ni s-au dărâmat treptele de la intrarea unui muzeu și noi trebuie să așteptăm când o să vină fonduri, când o să vină nu știu cine. Trebuie să facem imediat tot. Ne curge acoperișul. Trebuie să reparăm. Să nu ajungă scurgerile de apă de la din pod până la subsol. Cazuri de astea am avut, din păcate, și asta se datorează managementului precar, care în anumite perioade a fost acceptat de autorități așa cu ușurință, poate și din considerente că nu au existat condiții de salarizare pe măsura în care se poate fi atrași oameni cu capacități manageriale solide. Cred că suntem unici care trecem peste 90% patrimoniu digitalizat. Deci e o muncă enormă, fără secții mari, fără secții speciale. Deci fiecare muzeograf a știut să, cu un program de documentare luat pe gratis din România, pentru că n-am avut fonduri să-l plătim. Și lucrul ăsta s-a făcut și acum muzeografii, ei singuri știu și spun că le este mult mai simplu să lucreze cu patrimoniul și cei care vin să cerceteze fondurile. Și lucruri care, eu știu, trebuie să dorim să facem și lucrurile ca și cum se fac de la sine. Eu voiam să vă zic că eu sunt un mare fan al Muzeului de Artă, dar și al muzeilor, per general. Și îi mulțumesc foarte mult pentru că ați acceptat. Cel mai mare fan este nepotul meu, cel mai mic, Paul. El este de la 6 ani, știe absolut orice lucrare unde se află muzeu. Și noi tocmai asta facem, încercăm prin programele de educație muzeală să pregătim vizitatorul de mâine, școlile cu care noi lucrăm și acum reluăm activitățile astea cu școlile. Nu este o bucurie mai mare decât când vezi copiii în muzeu. Și sunt cei care își aduc părinții, își aduc mai târziu prietenii și mă bucur că muzeul devine un loc de atracție, un loc unde tinerii își pot da întâlniri sau să-și petreacă timp atunci când doresc să se află într-o altă ambianță decât cea de o terasă sau... Exact. Sigur, și parcurile sunt frumoase, și tot este frumos. Da. Mulțumesc pentru invitație. Mulțumesc și eu că ați acceptat invitația noastră. Mersi. Să vă fie bine. Gata? Să vă ridicați ușor. Așa.